Foresta a fost învinsă sâmbătă 28 octombrie pe Areni cu 2-3 de echipa UTAS sub privirile a sute de suporteri. Partida a însemnat și debutul lui Florentin Petre pe banca tehnică a Forestei Suceava. Florentin Petre a fost aproape de o remiză în meciul de debut al său ca antrenor principal la Foresta Suceava. În jocul desfășurat sâmbătă pe stadionul Areni, noua sa echipă a primit vizita echipei UTA, o grupare despre care se credea că va fi principala favorită la promovare, însă care după 13 etape se afla pe loc retrogradabil. Foresta a preluat conducerea în fața arădenilor prin golul lui Ren Quinn, însă au și pierdut destul de repede avantajul și la pauză era 1-2 după reușitele lui Cătălin Hlistei. Sucevenii au reintrat în joc în ultimele minute, iar în minutul 85 a fost adusă egalarea, însă în ultimul minut al prelungirilor, Paul Păcurar a dat lovitura, iar UTA s-a impus cu 3-2. După 14 etape desfășurate în Liga a doua, Foresta e ultima în clasament cu 7 puncte. Etapa viitoare va juca în deplasare la Pandurii Târgu Jiu la Motru.